Jack, piratul cel teribil. Jack cel teribil și vrejul de fasole. Îmi place ziua de târg, capitane. Da, ziua de târg e în regulă. Mirosul e cel de care m-aș putea lipsi. Din păcate e și ziua pentru chirie. Și tu, snack, trebuie să duci galbenul ăsta de aur la gangsterul degenerat de proprietar al nostru pentru chiria pe găina de mare. Tu ce ai să faci, capitane? Am să iau cealaltă monedă de aur și am să o donez casei fetelor dansatoare orfane. Un gest foarte caritabil, capitane. Ne întâlnim aici în jumătate de oră, snack, și ai grijă că moneda aia să ajungă la față de rechin. Nu te lăsa fraierii de vreunul dintre negustorii ăștia diabolici. Da, capitane. Domnule șomolan mare, poate vă interesează mirosul de guște rânged. Doamnele vă vor găsi irezistibil întotdeauna. Pantofii pudelvi, luați-vă pantofii pudelvi, moi și pufoșchițe, când mergeți cu ei. Domnilor și domnilor, bun venit în lumea viitoare și surprinzătoare a sistemului 5000. Înainte să începem, aș vrea să vă prezint câțiva dintre mulți clienți satisfăcuți. Vă prezint pe Gelda Cram. Înainte să încep să folosesc sistemul 5000, petreceam până la 6 ore pe noapte în pat. Acum, după o săptămână, am reușit să reduc acest timp la aproape 5 ore și jumătate. Asta va câștiga aproape o jumătate de oră zilnic. Salutați-l pe Grippy Slipshod. Înainte să încep să folosesc sistemul 5000, mă simțeam greu și încet. Acum mă simt doar foarte obosit. Uimitor, ce ziceți de această mărturie revoluționară? Jur pe sistem! Înainte viața era o rutină plictisitoare de evenimente fără legătură între ele. Acum aștept cu nerăbdare noul înțeles. Sistemul 5000 mi-a permis să văd în propria mea viață mizerabilă. N-a fost un vagabond nebun, ci un oficial respectat al orașului, primarul Dilby Scăgit. Revoluționarul Sistem 5000 este integrat, interactiv, modular, inexorabil și partea cea mai bună este că e complet portabil. Dar din ce e format sistemul? Sistemul 5000 alcătuit din mai multe subsisteme care funcționează împreună pentru a crea sistemul principal, sistemul 5000. Și ce face de fapt? Iată o fotografie a mea, unde se băge de nebunit la 4 ani. Observați expresia goală, lacrimile și nefericirea generală. Această fotografie a fost făcută înainte să descoper sistemul 5000. Aceasta a doua fotografie a fost făcută acum câteva săptămâni într-o croazieră tropicală. Expresia euforică de pe fața mea e doar una dintre multiplele schimbări care au avut loc de când sistemul 5000 a devenit parte dominantă a vieții mele. Și bogăția personală a crescut dramatic de la prima fotografie și da, sunt mai înalt cu aproape 1,20 m. Tot ce am sunt 3 galbeni și jumătate, domnule Ernest, dar cred că am nevoie de sistem. Ajunge, poftim! Arată ca două boabe de fasole și o bucată de sfoară. Asta e frumusețea sistemului 5000. Acum, dacă îmi dai voie, trebuie să plec. Doamne, ce fericit va fi capitanul când va vedea asta. Ce ai făcut, Snack? Trebuia să-l plătești pe față de rechin cu banii ale, totule. Acum ce ne facem? Dar e un sistem revoluționar, capitane. Nu, nu este. Sunt două boabe de fasole și o bucată de sfoară legate împreună, Snack. Nu e nimic revoluționar la asta. Dar ne va schimba viețile pentru totdeauna, capitane. Ernest Pășle a spus asta. S-ar putea să ai dreptate aici. Ne va schimba viețile pentru totdeauna pentru că nu le vom mai avea. Dar domnul Ernest Pășle a spus că viețile noastre nu vor mai arăta niciodată la fel. Da, imaginează-ți cât de diferit va arăta când te vei uita la trupul tău fără cap cum cade peste tine. Ai fost păcălit, Snack, prostit, amețit, înșelat, îmbrobolit, escrocat. Și mâine dimineață vei fura banii înapoi și vei da lui Willy față de rechin. Clar? Dar dacă fur banii, voi intra în bucluc și voi ajunge la Hades pentru totdeauna, pentru furt. Snack! O eternitate de tortură în mâinile lui Lucifer și toate acele mașinării de tortură și suferință vor părea o zi în parc, comparat cu 5 minute cu mine și acest capsator. Foarte bine, capitane. A doua zi dimineață. Vrejul de fasole uriaș, asta știre? Mai să fie, Times chiar s-a dus la vale.
Hei, capitane, scrie aici că un vrej de fasole uriaș a crescut pe pământ. Nu e incredibil? Da, e incredibil. Mă întreb dacă în vârf locuiește un uriaș. Stai că ăla e un basm. În plus, dacă există un uriaș, ar trebui să locuiască într-un castel ca acesta de deasupra camerelor noastre. Doamne Sfinte, trebuie să fie un uriaș și dacă există un uriaș, trebuie să fie și o comoară. Vino, snack, haide! Abia aștept să pun mâna pe toată comoara aia strălucitoare de aur. Singura problemă e că uriașii au tendința să fie foarte mari. Adică? Adică va fi probabil cu mult mai mare decât noi. De exemplu, uite-te la cât de mare e aia. N-am văzut niciodată atâta hârtie igienică. Putem lua și noi puțină? Nu mai avem? Nu mai avem de 5 luni. Bine, dar grăbește-te, hai! Mai trebuie să găsim comoara! Am să iau o bucată, bine, capitane! Bine, grăbește-te! Ai grijă! Aud pe cineva venind, capitane! Repede, ascunde-te! Snack, împiedicatule! Ajutor! Capitane, ajutor! Capitane! Nu-l pot lăsa să moară așa! Capitane, capitane! Ajutor! Trebuie să renunț la pizzele alea mâncate noaptea! Sir Snack! Ei, întoarceți-vă aici! Opriți-vă! E mort? N-avem noi așa noroc, Snack! E doar năucit! Dar uite, chei! Pariez că asta descuie camera comorii! Să le luăm! Oh, își revine! Să ne ascundem! Repede aici! Ua, locul ăsta e uriaș! Uite, capitane, camera de control! Camera de control. N-am mai condus un uriaș până acum! Ia să vedem! Ei bine, îi dăm drumul! Am găsit arhiva memoriei, capitane! Bine, aflaudeți-le comoara! Hai, iubire, ridică-te! Comoara la subsol, capitane! Acolo! Ține-te bine! Ar putea să ne zdruncine puțin! Capitane, uite, uite comoara. E doar o moredă. Da, dar uite cât de mare e. Ai dreptate. Hai să ieșim de aici să o rostogolim până la corabie. Hai, Snack, pune osul la treabă. E prea mare, capitane. E aur masiv, Snack. Nu poate fi prea mare. Hei, aia e moneda mea! Fugi! Dați-mi moneda înapoi, micuților! Nu! Am furat-o corect și cinstit! Da! Micuți proști ce sunteți, am câștigat! Vreau moneda aia de aur pe care mi-o datorează Jack cel Teribil. Ori asta, ori pe Jack cel Teribil aici ca să-l dau de mâncare la pești. Bun, Jack cel Teribil și Snack. Aveți moneda mea sau trebuie să... Avem! Va fi aici, în orice clipă! E bine, pentru că... Hai să plecăm de aici până nu-și revin! Dar cu moneda cum rămâne, capitane? Nu putem să o topim, să-i dăm lui Willy față de rechin partea lui? Ar fi mai bine să nu o topim, Snack! De ce, capitane? Pentru că e ciocolată, Snack! Ce dezamăgire! N-a fost ușor să dăm corabia jos de pe vrejul ăla, nu, capitane? Nu, dar totul e bine când se termină cu mine! Mă întreb ce mai face uriașul ăla. Trebuia să întrebi, nu-i așa? Am căzut pe corabie.